mă amenință. Așa că voi lua lucrurile mai în serios, pentru că până acum mi s-a părut că sunt doar vorbe. La momentul în care sunt atacată deja în direct cu un pietroi de genul ăla, mi se pare că poate fi clar încadrare de tentativă de omor. Pentru că femeia asta a venit săgeată la mine și fix spre capul meu cu pietroiul. Nu știu, m-am șocat pentru că nu înțelegeam ce se întâmplă și n-am avut nici prezență de spirit să reacționez mai repede. Norocul meu e totuși că nu m-a nimerit. Andrei Grigore știe ce s-a întâmplat după incidentul șocant. Andrei, a ajuns poliția acolo? Bun găsit, Sabina, bun găsit, domnilor și domnilor, da, la acest moment are loc cercetare la fața locului. Noi suntem la intrarea din spate, în platoul Acces Direct, pe aici, pe unde a intrat și respectiva femeie, practic păcălind filtrele de securitate. Vreau să vă arăt în acest moment acea pungă pe care o vedeți lângă mine, punga neagră, este cea pe care o avea asupra ei femeia în momentul în care a intrat în platou. În pungă se aflau niște pietre, a luat o piatră din ea efectiv și a recurs la gestul pe care l-ați văzut puțin mai devreme în imagini. În aceste momente, spuneam, sunt polițiștii care stau de vorbă cu stafful de la Acces Direct și culeg datele pentru această situație. Femeia între timp a fost luată deja de o ambulanță și cel mai probabil mai întâi se va face un control psihiatric, iar mai apoi se va stabili exact cum s-a putut petrece un asemenea eveniment. Era vorba de ora 17 fix, atunci când începea emisia Acces Direct de astăzi. Femeia, spuneam, a intrat pe aici, pe ușa din spate, păcălind cumva filtrele de securitate. S-a dezbrăcat probabil undeva înainte să intre în platou și mai apoi ați văzut imaginile cu o cărămidă, a amenințat-o pe Mirela Vaida. Spunea femeia respectivă că ar fi vorba despre o sumă de bani. Aceasta era revendicarea ei în momentul în care a recurs la acel gest extrem. A fost repede imobilizată de staff de la Acces Direct și la scurte momente Mirela Vaida a reușit să continue emisia, deși era vizibil afectată. Am stat și noi de vorbă cu ea imediat după aceea. Vedeți acum interviul. Da seama, când am văzut că vine cineva spre mine, n-am realizat ce e, până am văzut un pietroi foarte mare ridicat spre mine și o femeie goală, dezbrăcată complet, care urla continuu să-mi dai banii, să-mi dai banii. Credeți-mă că așa acum tremur, pentru că totul s-a derulat într-o fracțiune de secundă. Norocul meu este că nu m-a nimerit și că a aruncat, da, și a spart toată sticla aceea care îmbracă podeaua platoului. Îmi spun acum cei de la poliție că ar fi identificat-o pe această doamnă și că ar fi o persoană din județul Iași. Nu știm cum a ajuns până aici, mai avea încă o sacoșă cu vreo 3-4 pietroaie pregătite acolo în spate la intrare. Unii oameni se gândesc că nu, domne, poate e ceva regizat. Nu există așa ceva, nu există, nu există așa ceva, vreodată în viața mea n-am făcut astfel de lucruri, nu suntem aici la o emisiune de divertisment, nici la farse, nici la... Nu! E o emisiune cât se poate de serioasă, care tratează foarte multe subiecte serioase și îți spun sincer că mi-este teamă de multe ori ca cei, nu știu, pe care îi interpelăm pentru că asta e natura presei sau pe care îi... deranjăm prin anchetele pe care le facem, mi-este teamă să nu aibă astfel de răzbunări. Și în acest moment mie mi-este teamă pentru viața mea.